Ok, salutare lume și bine v-am găsit la episodul cu numărul 2 din Sky Saga. Eu sunt Cosmin, în caz că nu ați văzut primul episod, îl aveți oricum în descriere. Și în acel prim episod am zis că vom merge și în partea verde a acestei hărți, vom mai rezolva niște quest-uri și na, vom mai vedea ce facem pe parcurs. Așa că mă voi pune în first person, nu știu, mi se pare mai ok să mergem la first person așa. Să mergem și la PvP. Hai să mergem mai întâi aici. Hai să mergem mai întâi la verzișori. La verzătanii. Și, na. Sincer vă spun, episodul acesta este filmat fix după ce am filmat primul episod, așa că nu știu ce reacție ați avut. Dar promit că mai mult de două episoade deodată nu o să filmez. În mod normal nu o să filmez pentru că vreau să văd reacția voastră și vreau să văd feedback-ul vostru referitor la jocuri, la cum vorbesc la chestii de genul ăsta. Avem aici Explorer. Complete one forest adventure, discover one forest landmarks, hand five, sky iron ore. Asta pot să fac. Și asta pot să fac și asta pot să fac. Foarte bine. Hai să gen facem, nu? Hai să mergem... Asta e traderul. Hai să mergem la... Hai să mergem acasă. Hai să mergem acasă și după ce mergem acasă... mergem într-o... Generăm o lume nouă în portal. Tu. Generăm o lume nouă în portal și... Mergem să vedem. Poate rezolvăm câteva quest-uri și astăzi. Collect Sky Iron Ore. Asta putem să facem jos. Și Forest Landmarks după aia când generăm portalul. Așa că hai să spargem câteva Iron Ore-uri de aici. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Și pe tine dacă tot am dat în tine. 4 și încă una, 5 și gata. Foarte bine, am făcut un quest. După ce am făcut quest-ul ăsta, mai avem Forest Landmarks și așa. Hai să, ăsta l-am făcut. Avem astea două, Defeat One Wolf, Hand in Five Cotton, după aia și Visit Another Player's Home, Building Hand One Bow, Green Fabric Dye, nu știu dacă am și 15 Mushrooms, încă sigur nu am. Deși uite, sunt pe acolo, 15 Mushrooms, dar hai să punem aici un ăsta, cred că aici. A, nu, uite așa. Da, am deja, sunt în pițel. Nu așa. Nu așa, nu așa. Trebuie să mai învăț un pic cu sistemul. E la început și nu mă descurc foarte bine, dar, na, uite așa. Hai, deschide-te. Deschide-te și hai să vedem unde ne duci. Între timp, eu evident că am uitat să pornesc cronometrul. Așa că de acum încolo vor fi cam 15 minute. Și hai în portal. Hai în portal să vedem unde ne ducem. Mă, sper că înregistrează în 60 FPS-uri. Habar n-am, nu mi-arată. Înregistrez cu Shadowplay și Shadowplay-ul nu mi-arată nici mort. Nu vrea să mă arate FPS-urile. Am zis că îmi pun programe, chestii nebunel, dar nu. Ce avem aici? Hai să avem ciupercuțe. Ce avem? Ciuperci, da, ciuperci, foarte bun. Mă, cred că aici deja putem să... Disblock Stronger, asta este un fel de... De bedrock. Bun. Ia uite ce pe aici. Hai să vedem. Am putea să găsim un... Ce acolo sus? Am putea să mergem sus acolo. Chiar șmecher. Hai să spargem mushrooms, chiar avem nevoie de mushrooms. De piatră nu mai avem nevoie, hai să vedem, mai avem nevoie de ceva. Cotton. Și na, hai să, bine. O să vedem ce facem în zona asta. Mă, teoretic asta nu este forest? Skype. Close. Bun. Ce să stea? Ce să stea? Astea sunt
Astea sunt mere. Super tare. Luăm și... Bun, luăm și lemn. Fără să vreau, n-am vrut să luăm lemn, dar luăm și lemn. Asta e. Uite așa... Spargem un pic. Oricum, din câte știu, tot timpul când generăm un portal ne va duce într-o lume random nouă. Adică dacă o stric pe asta, nu cred că o să ne mai ducă din nou în aceeași lume. Și faza tare că dacă fac chestia asta, rămâne spartă. Și pot să fac asta. Și să iau toate chestii. Da, partea nașpa este că rămână alea acolo sus. Și nu mai ajung la ele. Așa că... Aia, vor rămâne acolo. Aș putea să mă sui că am... am DPC. Dar... dar me, nu. Hai să luăm lemnele astea. Ce am luat aici? Am luat un dirt. N-am nevoie de dirt. Vreau să-l pun aici. Și să-l pun aici. Iar mai apoi să fac asta. Și să mai spar ceva lemne. Ca să le iau și pe astea de sus. Și rămân sus. Deci cum rămâneau în Minecraft blocurile sus? Aici rămân... rămân toate astea sus, așa, dacă nu le culegi. Ceea ce este dubios. E dubios și na, trebuie să... Uite, vezi, rămâne mărul ăsta în aer, așa. Ceea ce, na, e... nu e rău, neapărat. Adică, na, este fun. Este... Nu se vrea a fi realistic sau ceva, adică serios, fără mâini, gât și picioare, e cam greu să trăiești, din câte știu eu, dar, na, it's PC gaming and it's all, always things are possible, da, am dat fail. Mă voi rezuma la limba română, cred, nu? Asta ziceți și voi. Bun. Faza mișto este că blocurile, în general, îți intră singure în inventar. Faza nașpa că... Restul itemelor nu-ți intră. Și dăm cu un topârnac sau un pickaxe sau ce viața mea a fi asta topârnac, târnăcop. Dăm cu un târnăcop în, în ciuperci ca să le spargem. Makes sense. Asta nu cred că este ceea ce cred eu că este, dar ce este? Ce este? Este cotton. Ah, superb. Păi atunci o să... o să luăm ciuperci și cotton. Foarte tare. Așa, deci așa arată cottonul. Astea sunt ciupercile, deci. Și... cottonul este ăsta. Bă, arată. Nu pot să zic că n-arată. Chiar nu pot să zic că n-arată. Am putea să luăm iron ore de aici. Că... Sky Iron Ore. Sau... e Iron Ore-ul lui Sky. Haide, partea bună e că pot să sparg aici și mai și jos. Și vin singure în inventar. Sunt curios dacă minezi în jos ce se întâmplă aici. Adică... chiar sunt curios, așa că hai mai jos. Să vedem ce se întâmplă. Și mișto că obosește, la auzi cum obosește. Cum gâfâie, știi? Și... e un pic mai realist, totuși. Bine, să aici, nu știu cât se vede. Mamă, dar e la iron mult, mult de tot. Uite, și în continuu. Și mă gândesc dacă sunt, există, gen, tot așa, răvainuri și peșteri din astea așa mari, cum sunt în, în Minecraft, sau dacă există lavă sau ceva. Nu știu, sunt curios. Ceea ce e mișto... s-a făcut noapte. Asta înseamnă că sunt mobi. Și că sunt plantele astea. Plantele astea sunt plante carnivore care te atacă. Știi cât de mișto se văd particulele astea așa? De jos. Care ies din florile astea. Sau ies de pe jos, de pe oriunde? Știi cât de șmecher e? E chiar foarte tare. Nu m-aș băga încă să mă bat cu florile alea pentru că n-am niciun pic de armură. Wow, ce aici? Uite ce e jos acolo. Mamă. Și sunt niște capete de morți? Sunt gen... da, nu ne băgăm, nu. Capetele de morți de obicei nu înseamnă lucruri bune deloc. Înseamnă de obicei că ai belit-o. Și nu vrem să ne băgăm. Eu vreau cotton doar. Și sunt curios, bine, sunt curios de mai multe chestii. Nu sunt neapărat dornic să aflu, dar sunt curios să văd ce se întâmplă sau să aflu ce se întâmplă când mori și dacă mori. Adică îți mai păstrezi inventarul
Nu-ți mai păstrezi inventarul. Unde te spawnează? Te spawnează acasă. Și astea de ce? Astea cred că sunt cui de albine? Și să iau honeycomb din asta? Orange wax, nu. A, iau numai... iau numai ceara de la astea. Works for me. Da, altfel. Uite ce pe acolo, e lumină pe acolo. Am putea să mergem pe acolo. Chiar am putea și... Mamă, uite, castel. Asta e un fel de dungeon ceva? Foarte tare. Forest. Astea sunt forest landmark-urile. Uite cât de șmecher e asta făcută. Păi și ce se întâmplă aici? Mergem așa. Și unde ar trebui să mergem în cealaltă parte. Dar uite că ne-a fost distras atenția de această ciupercă. Mamă, mi s-a părut că e un spawner și care ataca în Minecraft, doamne. Trebuie să joc mai puțin Minecraft. Chiar trebuie să joc mai puțin Minecraft. Am mai jucat Minecraft în... uite. Asta e spawnul de unde m-am spawnat eu. Și pe aici trebuia să vin. Și se duce în jos și un drum așa. Aș trebuia să-l urmăresc de aici. Great. Cred, nu? Trebuia să fac asta? I have no idea. Și... am mai jucat Minecraft, m-am mai... și n-are foarte multă viață, dar este mult prea mare. Pleacă de aici. Pleacă. Jet acasă. Ieși acasă. Păi și... asta e o ușă? Cum se deschide ușa asta? Mai întâi să spargem asta. Cred că așa e cel mai bine. Și ușa pot să o iau sau eu am luat doar lemn? Ceea ce este tristuc. Cât de tare! Edita e ușa. Asta am putea să o spargem. Asta e o găleată. Și iau diverse elemente din găleată. Și din astea îți pică diverse dropuri. Foarte tare. Foarte tare. Asta este o masă de... nu știu ce e. Da, dispărut. Am luat-o eu? Nu. Nu știu. N-am făcut nimic. Serios, eu n-am făcut nimic. Este foarte tare treaba asta. Și... și am făcut și un quest fără să vreau. Awesome. Astea dacă le spari, dau ceva. Dau bani, dau chestii. Mamă. Păi astea trebuie să le spargem pe toate. Și trebuie să-mi fac două pixexuri neapărat ca să... să spar mai ușor. Acum dau cu torța. Pentru că... makes sense. Dar, serios, acum sensul este ceva relativ. Și vezi că îți consumi energie. Adică chiar ai energie și nu poți să dai așa la infinit. Ceea ce mi se pare foarte tare. Că trebuie să te odihnești după aia. Facem bani. Vreau să iau lemnul, nu vreau să iau torța. Mulțumesc. Și mai te să dau în tine. Super. Și lemnele astea. Bun, în afară de ușa asta, pe care am putea să... s-a făcut zi. Sunt double doors. Ăsta e un scaun aici. Aici avem ferestre. Deci, dai seama cât de jumec era să poți să construiești chestii de genul ăsta. Și nu știu, mi se pare că arată mult mai mișto. Ia asta, avem un felinar aici. Putem să spargem felinarul și să punem o torță? Nu, hai că arată mult prea frumos. Dar în același timp, who gives a fuck? Adică, nu e casa mea. Nu o să mai vin aici niciodată. Și... mi-ai dat ceva? Mi-ai dat lampadarul ăsta? Nu mi-ai dat lampadarul ăsta? Adică am bătut degeaba? E pe jos? Nu e pe jos. A dispărut. Great. Superb. Ia uite câte mișto e făcută treaba asta. Vezi și cu astea. Bă, construcțiile sunt foarte tari. Dăm în tot ce prindem. Hai că Hulk strivește. Așa. E foarte mișto de descoperit toată zona asta. E un... și chiar dacă este în alfa, joculețul arată chiar foarte bine. Și chiar promite multe. Și joculețul promite să fie gratuit. Și să aibă doar... sunt curios dacă îmi dă din astea. Îmi dă ceva? Îmi dă numai lemn sau îmi dă și green fabric? Că ar fi mișto să-mi dea green fabric. Nu, îmi dă doar lemn. Failing. Failing. Joculețul zice că o să fie gratuit și doar o să ai in-game purchases. Adică o să poți să... o să poți să cumperi din joc tot felul de chestii. Sper să nu devină pay to win.
că o să fie nașpa. Și totuși sper să reziste și așa, mă gândeam, sper să reziste mai mult decât Cube World. Seamănă destul de mult din ce am văzut. Bineînțeles, este un pic mai diferit, evident că nu este identic. Nu, tu ești un cufăr. Și pe tine aș vrea să te ridic de aici. Așa. Open small wood chest, avem pumpkin și niște bănuți, take all. Am putea să spargem pe ăsta? Nea, nu putem să spargem pe ăsta. Bun. Hai să vedem ce e mai sus. E destul de înalt. Aici n-aș putea să spar nimica, nu? Ba da. Ah, deci de ăla. Asta e lemn, foarte mișto, dar nu mai am nevoie de lemn. Asta dacă dau ceva, da, dau. Atunci spargem și astea. Și sper să nu dispară ca și Cube World, să fie așa, să fie abandonat. Că arată destul de bine și am auzit ceva. Nu știu ce s-a auzit, dar s-a auzit ceva. Sper să nu dispară. Chiar are potențial și e mișto. Bine, partea proastă este că fiind în alfa, acum de fiecare variantă care se updatează o să se facă wipe și o să pierd toate detaliile acestui caracter. Dar până la urmă, până nu apare jocul ca lumea, o să fie doar așa de distracție videoclipurile și după aia dacă o să ne facem ca lumea cum facem în alte jocuri să... nu vreau să te pun aici, come on. Așa, să facem construcții mari și mișto și să facem alt fel de joculețe în afară de așa zisele walkthrough-uri, știți? Mamă, și uitasem cât de... nu e chiar atât de ușor să înregistrezi, știi? Că se usucă gâtul și trebuie să fii tot timpul, să fii concentrat, să știi ce să spui. Bine, acum, ne fiind vorbit de foarte mult timp cu voi, am ce să vă zic, am ce să aberez. Dar mai încolo o să fie destul de ciudat, așa că trebuie să mă gândesc la subiecte și sper să fie bine. Acum, în principal o să am subiecte, că am destul de multe subiecte de discuție și vreau să facem chestii mișto, dar... cu data, dacă nu o să am subiecte, o să vă întreb pe voi în comentarii la un videoclip de dinainte ce subiecte vreți să abordăm pe viitor. Și trebuie să abordăm și discuții destul de serioase, dacă vreți. Adică dacă vă interesează ceva anume, mamă, asta e o piele de urs ceva? Ce e? Dacă merg și spune. Nu îmi spune. Nu ce să-mi spune. Uite un pat. Pot să dorm în el? Nu, dar pot să-l iau. Am luat ceva. Am luat Green Wolf Lens. Nu știu. Putem să discutăm și lucruri serioase, adică dacă vă interesează chestiile de genul ăsta, putem să discutăm. Și na. Mă, s-a cam terminat timpul pentru acest videoclip. Eu o să continui să mai explorez pe aici. Dacă o să găsești ceva interesant, cu siguranță o să înregistrez ca să... ca să vă arăt și vouă ce am găsit, dar... de fapt, stai că mai era peștera aia, mai erau lucruri de văzut. Ok, în cazul ăsta o să continuăm episodul următor cu cu exploratul acestei insule. Dacă vă place genul ăsta, lăsați un comentariu și spuneți-mi că dacă vă place sau nu, sau dacă vreți să fac și offline, off camera. Chestiile de genul ăsta și doar să vă arăt anumite lucruri. Eu aș vrea să vă arăt totul, mai ales la început, pentru că descoperim împreună. Nu e ca și când eu acum aș fi un super zeu la jocul ăsta. Și e un joc de destul de recent lansat. Eu am învățat să mă joc. Nu știam eu de ce e întuneric. Eu am învățat să mă joc uitându-mă la alții. Ceea ce mi se pare util și ok. Adică nu e atât de greu. Și na. Ok, s-a făcut întuneric, o să trebuiască să mai iau și eu niște torțe de pe aici ca să văd și eu ceva. S-a făcut noapte. Eu sunt Cosmin. Până la un nou videoclip, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut, un dislike dacă nu v-a plăcut, un comentariu dacă vreți să-mi spuneți altceva. Și până la un nou videoclip, rămâneți cu bine. Salut!